Conducerea Societății de Transport Călător Expres Ploiești anunță că până la sfârșitul lunii iunie vor fi desființate aproape toate tonetele din oraș. Singurele care vor mai funcționa vor fi cele de la Hale Coreco, Palatul Culturii, Gara de Vest, Gara de Sud, Spitalul Județean și Podul Înalt. Tonetele care vor rămâne vor avea ca principală activitate eliberarea abonamentelor și vor avea instalate computere cu baze de date. Potrivit reprezentanților TCE, în stațiile din Ploiești au mai fost montate 10 automate de emitere a tichetelor de călătorie. Ne-am angajat că vom monta încă 20 de automate de procurare de bilete în stațiile din municipiul Ploiești. Am reușit să montăm 10 și până la sfârșitul lunii iunie, cel târziu, vom avea încă 10, în felul acesta ajungând la 53 de automate în municipiul Ploiești. Ultimele 20, 10 deja montate, 10 urmează a se monta, vor fi mai performante, vor avea o capacitate de stocare mai mare, nu vor mai avea probleme de service, de mentenanță așa de dese cum aveau cele din trecut și pe acelea le-am modernizat atât când ne-au permis resursele și prin aceste automate de bilete la acest moment se pot achiziționa și bilete cât și abonamentul valabil pe toate traseele o zi care nu se achiziționa până acum decât din caseriile de la tonete. Totodată, începând din această săptămână, în toate autobuzele, troleele și tramvaiele din Ploiești, se vor putea achiziționa tichete de călătorie prin cardurile bancare, mai precizează conducerea TCE. O noutate la ultimele 10 automate de bilete montate în stații este aceea că se vor putea utiliza și monede de 50 de bani.